Bine te-am regăsit! Astăzi te voi îndruma, cu ajutorul fișei de activitate, în realizarea unei activități practice, cu ajutorul căreia vei putea fixa cunoștințele legate de cromozom. În cadrul activității, vei relaționa și coopera cu colegii pentru realizarea sarcinilor de lucru, astfel încât, la sfârșitul activității, vei putea să completezi un tabel cu concluzii obținute pe baza observațiilor făcute. Pentru această activitate practică, îți propun fișa următoare. Citește instrucțiunile, mânuiește cu atenție materialele folosite și notează pe caiet etapele de lucru. Timpul alocat întregii activități este de 30 de minute. Spor la lucru! În aceste imagini sunt reprezentate tipuri de cromozomi cu plasarea diferită a centromerului. Realizează modelul tău folosind imaginile drept inspirație. Completează tabelul cu noțiunile corespunzătoare învățate și observațiile asupra modelului realizat de tine în timpul activității practice. Tabelul propus conține câteva celule completate care îți vor servi ca model.